Ciao, sunt Vlad de Tot.ro, vreau să prezentăm motoarele de la Stigma. Știm cu toții, Stigma au o grămadă de mașini care sunt foarte, foarte bune și marea majoritate dintre ele se schimbă motorul. Deci avem mai multe, avem și Jet și Jet Power, avem și Hyper-ul și Spear-ul și Stylist-ul și la acestea este motorul, cum ar veni, este fix, adică nu se schimbă. Dar mai avem și mașinile cum sunt Beast-ul, Prodigy-ul, care se putem pune motoare la ele. Cei de la Stigma au mai multe tipuri de motoare, cum ar fi de 4,5W, de 5W, de 6W și de 10W. Avem așa, motorul de 4,5W este un motor plug, este un motor Swiss Made Maxon și vine complet cu ambele conexiuni, și RCA și clipcord. Cântărește doar 44 de grame, deci este un motor relativ ușor. Cu sistemul Stigma Rotary Easy Plug, motorul poate fi atașat sau scos în câteva secunde. Puteți chiar roti motorul pentru a găsi un unghi perfect pentru a se conecta RCA-ul și clipcordul. Același motor plug poate suporta toate corpurile Stigma sau puteți folosi aceeași care serie a mașinii și puteți atașa orice combinație de diferite motoare cu motoarele de excentrie diferite pentru lungimea cursei. Motoarele vin întotdeauna preinstalate cu un excentric, un stroke, medium. Există de asemenea excentrice suplimentare, scurte de 2,6 sau lungi de 4,4. Deci depinde de fiecare. Ele vin oricum cu un excentric inclus. Cel de 5 este EQ, motor plug, utilizează tehnologia fără perii, adică brushless. Motoarele standard folosesc perii pentru a funcționa, care între timp vor colecta murdărie și praful, care vor afecta performanțele motoarelor. Puterea poate fi afectată și apar fluctuații. Noul motor Stigma Rotary, EQ motor plug brushless, va dura de 10 ori mai mult decât un motor standard și va funcționa întotdeauna cu aceeași consistență ca în prima zi. Beneficiind de următoarele caracteristici cheie, are un motor elvețian, brushless Maxon de 5W din Elveția, cu rulmenți preîncărcați, foarte durabil, cu o durată mai lungă de viață, design compact, iar e un design chiar super, super, super compact, poate funcționa pe Amen, Beast și Prodigy. Are o conexiune RCA și conexiune clipcord normală. El se poate utiliza între 7V până la 15V. Greutatea este de 69 de grame și vine cu un excentric. Aici avem motorul de 6W, motor plug, power drive. Este compact și puternic. Utilizează un motor elvețian pe rulment, prealimentare pe ax. Motorul de 6W este cel mai puternic motor la dimensiunea sa. Deci este o dimensiune foarte, foarte micuță, dacă vedeți aici este foarte micuț și este motor de 6W. Este compact și cu conexiune RCA. El cântărește doar 43 de grame. Este foarte bun pentru absolut orice, de la umbre, linii sau umplut. Și după aceea avem motorul de 10W. Motorul Stigma Rotary 10W V2, deci este varianta a doua. Este un motor super puternic, Swiss Made, cu ax de diametru de 2 mm, pentru durabilitate sporită și cântărește 95 de grame. Deci doar motorul cântărește 95 de grame. Este un motor foarte mare, după cum se vede, și puternic în același timp. Același motor poate alimenta toate mașinile dumneavoastră. Sau puteți folosi același corp al mașinii și puteți atașa orice combinație de motoare cu excențe de lungimi diferite. Motoarele au întotdeauna preinstalate un excentric medium pe el, acesta. Reținem că acest motor de 10W V2 acceptă numai excentele cu viteză V2, cu o gaură de 2 mm și cu marcajele cu laser cu cuvintele 2 mm hole. Acestea ar fi motoarele de la Stigma de 4,5, 5, 6 și 10W. Eu sunt Vlad de pe Tot.ro și cu mare plăcere ne revedem la următorul video. Pace!